Se iau, doamnelor și domnilor, primele măsuri în România din cauza gripei. Accesul în spitalul de pneumologie Marius Nasta a fost restricționat ca măsură de prevenire. Gripa a ucis până în acest moment, în acest sezon, numai puțin de 3 români. Cel mai recent caz este cel al unui bărbat de 78 de ani din capitală care fusese vaccinat antigripal. Colega mea, Sabrina Preda, are detalii. Sabrina, bună ziua! Bun găsit, este prima unitate sanitară în care se iau astfel de măsură. În acest moment, aparținătorii au accesul restricționat pentru a vizita pacienții. Este o măsură de siguranță pe care a luat-o conducerea Institutului Marius Nasta. Până în acest moment, doi pacienți ai Institutului au fost diagnosticați cu gripă de tip A. Până în acest moment, așa cum ai spus și tu, vorbim de 3 decese de la începutul sezonului gripal. De asemenea, autoritățile fac un apel către noi toți să evităm locurile aglomerate și de asemenea să nu supraaglomerăm unitățile de primiri urgențe. Cel mai bine ar fi să mergem întâi la medicul de familie, apoi dacă acesta consideră că ar trebui să vedem un medic specialist, să facem și acest lucru. Sabrina, mulțumesc foarte mult. Între timp, românii iau cu